a venit să ne enerveze pe noi. Ce, asta e viața noastră, dar antrenori să suportăm niște chestii care n-au nicio legătură cu fotbalul. Nu mai avea puțin, ne elimina și pe noi și pe ăștia din tribună, ne chema în teren, n-are nicio legătură cu fotbalul. E greu de spus, dar nu știu după ce s-a luat decizia. Am înțeles că a fost gol, e corect, dacă a fost gol e gol, deci trebuie validat, dar dacă arbitru arată că nu e gol, nu știu dacă tușierul vede mai bine decât centralul. A fost gol, am auzit și eu, dar totuși, știți cum e. O să venim cu televizorul pe marginea terenului, ne uităm la el, stăm, cum a stat Fatai, s-a rugat de el să iasă. E regulă, cred că ne îndreptăm bine. Dacă nu bate nici pe tribunul, și vă zic că nu prea mai avem șansă la rămâne în divizia. A fost un gol super, deci chiar mi-a plăcut, dar în păcate, din câte am văzut, nu a fost. Acum nu știu. A fost un gol frumos în final, că a dat golul, dar în schimb nu știu, nu am văzut. Îmi doresc foarte mult, de-aia și îmi dau viața pe tine. Orice meci e ca o finală pentru mine. Îmi doresc foarte mult să demonstrez, să ajung înapoi la mine. Am văzut când am tras, am văzut că a intrat în poartă, dar nu mi-am dat seama cum de a ieșit. Pe urmă mi-au spus că era ruptă plasa acolo. Într-adevăr, nici eu nu știam dacă e să mă bucur sau oricum am dus și la arbitru, mi-a zis că a fost gol, nici el nu prea era convins, dar până la urmă s-a comis, a vorbit cu tușierul. Unde a făcut trenamentul, mai mult trenament de lovitură, că ce are o ocazie la meci și s-a făcut bine. A fost batut bine, a dat un gol bun. La lovitură, 30 de lovitură pentru 2 zile înainte de meci. 30 de... 500 de lovituri. Asta e trenamentul, s-a făcut bine. E la meci, astăzi a fost batut în una ocazie, un gol. Ce gol frumos ăla. Un gol, pentru mine, un gol de rondă, da? Cum se spune, rondă? Eurogol. Da, Eurogol. Da. Arbitru n-a văzut. De ce n-a văzut arbitru? Eu aproape de arbitru am văzut gol, arbitru n-a văzut. Asta e un Eurogol. Pentru mine, un gol de jornada. Jornada, cum se spune jornada? Gol în fine. Gol de etapă. A fost primul că era aproape de el. Te vorbesc cu el. De ce nu a plecat de gol? Eu nu am văzut. Ok. Esta é a mentalidade que eu quero criar aqui, uma equipa que seja competitiva e ganhadora. Quem tiver mentalidade para isso, segue em frente. Quem tiver, vai ficar por caminho. Este é o maior lucro que vrei antrenor să faci aici. Com a ajuda de todos, de conducere, de staff, vrei să construiesc o echipă cu mentalitate competitivă și cu voia castigătoră. Asta e cel mai mare lucru. Cine are asta, merg departe, cine nu are, rămâne pe drum. Așa va fi de fiecare dată, vom vedea un joc ofensiv, controlat în special pe atac. E verdad, esse é o problema da mentalidade. Asta e problema da mentalitate de ceva de jucător. Vamos a perder, o Arsenal teve a perder 1-0 aos 3 segundos. A equipa teve capacidade de frieza para jogar e dar a volta. Deu a volta ao resultado jogando futebol. Perdemos 1-0 e a equipa a avut liniștite și capul și a întors rezultat și am jogat bine. Dar apanhou-se numa situação de 3-1, vantagem confortável. Teve receio de estar a ganhar. Dar după, quando a făcut o vantagem puțin mai confortabil, cu 3-1, echipa s-a retras un puțin. Nu a fost asta foaia lui antrenor, dar echipa cu mentalitate s-a retras un puțin și un de asta e un puțin îngrijorat și supărat.